Banca daneză Nordea a anunțat în prima săptămână din ianuarie că oferă credite ipotecare pe 20 de ani cu o dobândă zero. Credeți că Nordea Bank pierde bani? Nu, dimpotrivă, chiar câștigă la o dobândă de zero. Pentru că dacă și-ar ține banii la Banca Națională, ar primi o dobândă negativă de minus 0,6% și ar pierde bani. La o dobândă de zero nu pierde și poate câștiga ceva din comisioane și din rulaj. La depozitele atrase de la danezi, dobânda plătită este de 0,1%, iar pentru companii, dobânda plătită este chiar negativă, de minus 0,37%. Se poate să avem dobândă zero și în România? În perioada 2016-2017, România a avut 2 ani de deflație, care a determinat reducerea ROBOR la 0,67%. În noiembrie 2020, dobânda medie la creditele imobiliare scăzuse la 5,15%, minimul ultimele 2 ani și jumătate. Marile bănci din România au dobânzi chiar mai mici la creditele ipotecare. Spre exemplu, CEC are o dobândă de 4,38%, BCR de 4,58%, iar Banca Transilvania de 4,63%. Deci în România avem dobânzi mult mai mari. La noi inflația este de peste 2%. BNR are o dobândă de referință de 1,5%. ROBOR tocmai a scăzut la 1,79%, iar titlurile de stat pe 10 ani ale Ministerului de Finanțe au un randament de 3,05%. Ministerul Finanțelor, ca să ia bani de la populație, plătește acum mai mult decât au băncile la depozite, respectiv 3,25% pe un an, 3,5% pe 3 ani și 3,75% pe 5 ani. Ca să ajungem la dobânzi de zero sau pe acolo, a trebuit ca guvernul să nu mai aibă deficit bugetar ca să nu se mai împrumute. Ca să nu mai avem deficit bugetar, a trebuit să scadă cheltuielile, adică să se reducă numărul bugetarilor, salariile lor și pensiile celor 5 milioane de români. Sau băncile să plătească dobânzi negative la depozitele atrase de la populație și de la companii. Așa că, atunci când vă gândiți la dobânzile de zero din Danemarca, gândiți-vă dacă vreți să vi se taie salariul sau să se mărească taxele.